A fost angajatul Școlii Populare de Artă, că a fost cum fel de îndrumători, propriu zis, ca ciupritor la băieții aici de la noi și eu, simt de la Școala Populară de Artă și pe la Casa de Cultură acolo, am mers în Statele Unite, că cum o fost am jucat într-o piesă de teatru și de acolo am reușit și am izbutit ca să ne duc acolo. A fost frumos. Au fost niște amintiri ca pe care niciodată nu pot să le uit. Să nu te pui Sfântul, să nu te pui Dumnezeu, să-ți faci planuri de rămas, că îmi pui capăt zilelor, a zis tatăl. Dumnezeu să vezi. Poarta de Maramureș e mai mult de jumătate biblică. Ori aia de toate rămasă de moși strămoși. Ele sunt îmbunătățite un pic, sunt mai încărcate alea. Dar vreau să vă spun că eu singura lucrare pe care am inventat-o e bota fermecată, bota cu olincă pe care v-am arătat-o. Atât ai inventat de mine. Că nici pusul cu surgălău, nici cheia dracului, cum îi spunea, asta nu se știe că cine l-a inventat și de pe unde s-a inventat, nu se știe nimic. Pusul cu surgălău e simbolul dragostei. E cel mai mare cadou pe care un bărbat îl poate face unui femei. Încleștarea asta are 22 de piese. Asta simbolizează dragostea, unirea, tot ce cuprinde mult, bine și frumos. Când era în șezătoare, de mult, când nu era, se ducea că te 10 și fete într-o casă și le auzeai zur, 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 să nu le ție somn și ducea petrol din fiecare rotație, ducea petrol, că nu era, era scump și era greu, foarte greu. Vai de mine, vai, iar ajungem și discutăm despre criză și despre sărăcie și despre lipsurile astea care au fost, care au tras româna și aici. Mărim, n-am învățat de la tata. Cum a fost? Prima botă care am făcut-o, i-am dat-o lui Brenciu. Eu eram în ansamblu, în grupul Iza, am 14 ani. Umblat cu colinzile, cu treburi, cu deasă, știi? Și îmi spune Ion Pop că trebuie să ne ducem, atunci era la bingo. Știi? Și el era pe acolo, știi? Eu am zis că îmi face niște bote de astea, știi? Să avem tăzi bote când o merea colinda, știi? El zice, popică, zice, fii atent, moș popăză, zice, vezi ce face, zice, că noi trebuie să mergem, zice, la Brenciu, acela e cu dracu, știi? Trebuie să-i facem ceva, să-i facem, să-l întoarcem pe dos, știi? Vezi că am scris și pe bot acolo, scrie că Ihorin, că noi muri, că o beau tăți oamenii. Dar cine bea pe simăsură, e pe casă, o pui în gură. Astea sunt niște lecții și... N-am zis de nimeni, am zis de mie că de multe ori am greșit și eu chestia asta, și eu de multe ori. Am luat-o mai cu despre de casă, știi? Cică, vai de mine multe ori cum o pot babele mea, știi? Cum o pot bărbatul mea și femeile de-a mea. Hai încă o dumneavoastră.
Mai rău ca străinătatea nu-i nimic, dragii mei. Mai rău ca străinătatea. Concurs foarte mare. Noi am avut acolo, am avut câteva piese noi de făcut acolo, ca o nuntă. Am dus o, am avut o ladă de zastră, mare de 2 metri, în care am dus o 60 de litri de orenc acolo pentru românii de acolo, care au fost acolo, știi, cu motivul că nu s-a dat voie să duci orencă, dar noi ca drept am dus-o pentru recuzită, știi. Vreau să vă spun că la un spectacol odată am întârziat. La jumătate spectacolul, când am dat jumătate spectacolul, am dat și am o zinită asta, nu, e stare punctuală acolo și de arată ceasul că noi s-a terminat programul nostru, noi trebuie să plecăm, că trebuie să zie olandeze, ca ei să... de acolo încolo, să margă ei, că e oala și gata, nu? Am ieșit din sală, omule bună, și am mers la 100 de metri, am mers acolo și am dat de un platou drept acolo, fain. Acolo și am început acolo jocuri, băuturi, chestii și s-a dus o periniță. Și nu a ieșit toată lumea din sală. Toată lumea. Și-a rămas sala goma, n-a făcuise predeia ăștia olandeji. Ne strigă la teatru, după ce merg acolo, nu, am știut că am căpătat o critică, știi, că de ce am mers, știi, și de ce am întârziat și, nu, eu ne așteptam la lucruri grave, știi. Dar stând noi stăm pe niște bănci sus, așa, și acolo jos la o masă rotundă, acolo era 18 persoane, știi, doamne și domne, acolo, da? Îl văd pe Paul Petrescu, era un om în vârstă, așa, ca cum aș știu astăzi, și din capul mesei și îi vedeai că are un zâmbet, adică fața spune omului, știi, adică l-a spus doamna șef, șefa teatrului de acolo, din orașul din Detroit, că este cu adevărat că românul face haz de năcaz. Că noi trebuia să plângem, să se poarte supărați, că nu ne-am terminat spectacolul, așa noi am luat-o. Și ne-am văzut de treburi mai departe și sănătate, știi? Și pe chestia asta ne-am mai prelungit 10 zile în Statele Unite. Și mă întâlnesc cu o băbucă bătrână, un cion de babă, micuță, știi, așa. Dar zice că te-mi auzi, măi, nepo, zice, când ai zinit în America, de ce n-ai adus o desacă de lut? Măi, o desacă de lut. O țin pe bătrână de mână, știi, și nu o las. Auzi, bunicuțul, eu... îți aducem un ghiveci de lut, vorba ce e într-un ghiveci, dacă... Dar spune-mi ce floare crește după lut din România, știi? Deci nu mai înțeles, nepoa, pui o mătușă cu accent de Maramureș și alea de pe Valea Izi, știi? M-a luat o mână plăpândă, zgârcită, așa cum se zicea de mult, cu mieze de pe fundul trăiesc, știi, așa? M-a luat, auzi, nepoa? Dacă dumata aducei, mă aducei, mi-a zis dumata, deci dacă dumata aducei un sac de lut, eu ți-l vindem cu țireita și te facem cel mai mare bogotan pe lume. Asta a fost dorul de țară, pruncilor. Am fost gata eu să le vând, dar m-am temut că nu-i puteai zi înapoi. Vezi că eu nu mă duc nici din satul ăsta, nu. Eu un sat amărit aici și n-am avut drumul, am să vă faci o lice. Nu m-am gândit și să plec să-mi las satul. Eu nu sunt foarte legat de chestia asta. Dacă rămâneam în America,
Atunci, dacă știam că îi putem, acolo în orașul de Troit, am fost într-o pădure acolo, care unde a fost tăiată de poate 100-150 de ani când a fost tăiată, știi? Și din fiecare cioată, din fiecare cheșetură de aceea, au crescut câte 2 vlăstari, 3 vlăstari, 4, știi? Au crescut. Dar lemne e un braț de mare, știi? Acolo facem un muzeu singurătății. Trist, omul, vagabondul, pe fiecare. Făceai un om cu bunătate și lui pai din cresă, din chestii care le-ai cu daltarele. Și în picioare, pe schele, acolo le făceam acolo toate chestia să facem și rămâneam acolo. A fost un băiat tânăr, așa cum e Dragoș, care a avut un local acolo, un restaurant. Și domnul ruga să rămân, să rămân acolo, să fac, că am avut niște scaune de-astea și niște frumoase lucruri de-astea și le-a dorit. Să mă și mi-a promis că mă duce în termen de 3 luni de zile, îmi duce familia acolo. Dar m-am temut că comuniștii ăștia mi-au răbăjucurit pruncii acasă, mi-au răbăjucurit pe Maria. Că aici tăsată, o zis către femeia mea. Pătrul tău nu ține veci numai dacă e prost din America. Ai că au reușit să margă așa. Nu. Dar cuvântul aici a fost vorba de... Aici cuvântul de... Cuvântul ăsta, aici de trăit. Foarte la Moșu Bubăză, pe care va scrie acolo, voi arăta afară, pe care scrie acolo, atenție călători, până la mormânt te conduc prietenii, iar de acolo încolo, faptele spun tot. Ne naștem, trăim și murim. Moartea e cea mai sigură, domnule. Acolo nu se pot face niciun fel de învârteală. La care am să-mi fac și eu o cruce să se fie făcută de mine. A mea să se fie prezent acolo să mă aștepte. Nu mă isăl eu să mă duc eu, nu mi-e dor, dar mai ce face. Amintiri, aventuri, imagini care, pe care am trecut, pe care le-am văzut, pe care le-am simțit, pe care le-am... No.